Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou vlog. Fraților, astăzi vă fac un vlog, că am promis că fac după ce voi pune plasa de umbrire și când va fi un pic mai cald afară. Astăzi se întâmplă acest lucru, după cum vedeți, iepurașii se simt mult mai bine față de cum erau până să le pun plasa de umbrire. Acum cei drept s-a înnorat puțin afară și a început să burnițeze, dar vreau să vă arăt că totuși le este mai bine cu plasa de umbrire decât cum era înainte. Aici avem neozelandezul alb. După cum vedeți, nu-i mai găsim pe toți tolăniți pentru că temperatura s-a redus cu câteva grade. Am să cumpăr și un termometru de exterior și am să-l pun la iepurași aici să vedem câte grade sunt la umbră și câte grade vor fi afară la soare, ca să vă arăt și vouă diferența, să vă dați seama dacă este eficientă sau nu o astfel de plasă de umbrire. După cum vedeți, iepurașii se simt mult mai bine, mult mai bine, deci nu îi mai găsim așa întinși, tolăniți, pentru că se simte pur și simplu și pe pielea noastră, este mai răcoare față de cum era înainte. Da? Să vă mai arăt o dată puișorii de neozelandez. La aceștia eu le dau mâncare o zi amestecat, cereale, și o zi le dau simplu numai furaje de vesele blagă. Acolo avem apă cu vitamine și cu calciu, da? Pentru că am ales să le pun calciu în apă și nu în mâncare. Și ar trebui ca într-o săptămână iepurașii să-și revină, decât unul singur mai am cu urechile blegite, care are lipsă de calciu. Să sperăm că își va reveni și el. Dar nu-l afectează cu absolut nimic pentru că ține urechile așa, este pur și simplu ține de estetic, în caz că vreți să-l vindeți vreodată. Dar în rest nu afectează cu absolut nimic. Iepurașii cei micuți bea apă cu vitamine și cu calciu. Nici vitaminele și nici calciul nu sunt scumpe, ca să știți la mine, adică puteți să luați cu încredere să le dați. Iepurașii de neozelandez. Am să mă duc să le cumpăr niște mere și niște morcovi, pentru că nu le-am mai dat de mult. Și să le dau acum în weekend, tot este weekend, măcar vorba aceea de două ori pe săptămână să le dau și tot e bine. Așa. Aici avem ploica de neozelandez, care în mod normal ar trebui să fie gestantă și să fete undeva la sfârșitul lunii acestea, undeva pe 28, între 28 și 30-31. Da? Ar trebui să fete dacă a luat pui. Dacă nu, vedem ce vom face. O să le fac și puțină curățenie pentru că s-a strâns mizerie. Aici avem iepureca de albastru vienez. Acum două zile le-am umplut astea cu iarbă și acum nu mai au nimic. Deci nu știu care e treaba, ori mănâncă foarte mult, ori fac foarte multă risipă, după cum vedeți. Da. Asta este perechea de albaștri vienezi. Undeva în toamnă, când vor face ei undeva la 6 luni jumate, îi voi da la împerecheat. Sper ca săptămâna viitoare să reușesc să termin și cel de-al doilea coteț. Va fi un coteț fenomenal, ceva care nu ați mai văzut, ceva foarte util și sper ceva pe placul vostru. Pentru că, încă o dată vă zic, acum am idee, am habar cam cum se face un coteț de iepuri. Acestea au fost printre primele și nu mi-au ieșit atât de excepțional. Aici e puroiul de neozelandezal. Da. Urmează ca duminica viitoare să mergem până la aproape de Miercurea Ciuc, de la Brașov un pic mai în sus, nu știu sigur cum se numește regiunea aia, am undeva pe Facebook. Mergem să achiziționăm o nouă pereche de iepurași, o pereche de neozelandezi roșii pe care îi vom muta temporar aici în cotețe. Va trebui să-i curăț cotețul acela și cu acela,
le voi curăța ca lumea, le voi dezinfecta și temporar vor sta acolo până voi reuși să finalizez construcția celui de-al doilea coteț, după care îi voi muta acolo. Așa că, fraților, cam asta cu plasa de umbrire, își face treaba, razele soarelui nu mai bate direct în iepuri, nu mai bate direct în coteț. Tabla, de altfel, are o temperatură scăzută, nu mai este încinsă cum era odată, da, este rece acum. Deci, cu alte cuvinte, plasa de umbrire își face treaba cu brio, chiar nu mă așteptam la chestia asta, deci tabla este rece, nu mai este fierbinte cum era odată. Asta înseamnă că protejează foarte bine de razele solare. Cam atât și cu iepurașii. I-ați mai văzut încă o dată și o să începem o nouă serie de videoclipuri cu construcția cotețului de iepuraș, care va urma în zilele ce au să vină. Așa că, fraților, până data viitoare, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, vă rog, dați un abonament la canal, aprindeți clopoțelul pe toate, dați un like, un share și să ne vedem cu bine. Salut!